Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună, așa cum v-am obișnuit la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul unei frumoase campanii Învățăturile Maestrilor Spirituale, o campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald. Cu această ocazie vă invităm să intrați pe site-ul editurii și să vedeți toate titlurile care fac obiectul acestei campanii, toate cărțile legate de căi, tradiții spirituale și de maestri spirituali. De asemenea, nu uitați de materialele, interviurile, videoclipurile cu invitații noștri speciali, specifice, bineînțeles, fiecărui subiect, fiecărei tematici, dezbateri legate de un anume subiect. De data aceasta, în curs de desfășurare, campania Învățăturile Maestrilor Spirituali, Calea Maestrului Spiritual, și ca de fiecare dată vă facem și o recomandare de carte. Este vorba despre cartea celor 5 cercuri Gori no Sho de Miyamoto Musashi, și în colecția Zen a editurii Herald, în traducerea doamnei Maria Genescu, o carte, așa cum vă spuneam, care se află în campania online Învățăturile Maestrilor Spirituali. Și alături de noi este Dragoș Chiric, sensei Dragoș Chiric. Aș începe discuția noastră cu definirea termenului sau conceptului de maestru spiritual. Ce este un maestru spiritual și cum îl putem defini? Cum ne ajută el în momentul în care suntem pregătiți să urmăm o cale, o tradiție spirituală? Mai ales că știm foarte bine, se și spune de altfel, că nu discipolul își caută maestrul, ci maestrul apare în viața discipolului atunci când acesta este pregătit să urmeze o cale tradițională, o cale spirituală. Dragoș. Bună ziua, bine v-am regăsit și da, haideți să discutăm un pic ce înseamnă de fapt, în accepțiunea mea, cel puțin, maestru. Maestru este acea persoană care ne duce dintr-un punct în celălalt, dar acest punct este un punct spiritual. Adică elevul, în momentul în care este pregătit suficient de mult, are acele cunoștințe necesare pe care maestrul le solicită în mod normal, atunci îl găsește și pe maestru sau maestrul îl găsește pe elev. Adică e puțin complicat aici, în sensul că dacă îți apare maestru în față, iar tu nu ai nivelul respectiv, acesta va trece pe lângă tine. Pur și simplu, pentru că nu îl recunoști. Nu ai nivelul să-l recunoști. Efectiv, adică nu te-ai ridicat la acel nivel de înțelegere care să-ți permită să vezi ce potențial are omul acela, ce ar putea să-ți ofere. Și din motivul acesta este, pur și simplu, fereastra oportunităților s-a pierdut, dacă putem spune asta. Se știe, de exemplu, că Miyamoto Musashi a avut mai mulți elevi în timpul vieții sale, că vorbim de cartea Gori no Sho pe care a și scris-o. Semnificativ sunt trei, spre sfârșitul vieții sale, care erau deja experți în arte marțiale, erau deja experți în kenjutsu. Și au avut posibilitatea să îl înțeleagă pe Musashi la un nivel la care și acesta ar putea să-și transmită învățătura elevilor. Degeaba Musashi găsea un individ care nu avea nivelul respectiv, nivelul necesar, și atunci elevii, adică n-ar fi avut ce să-i spună. Adică e ca și cum Einstein ar încerca să explice teoria relativității unui om care nu a terminat nici liceul și nu are nici bacul. N-ai cu cine să vorbești. Despre asta este vorba. Cam așa s-a întâmplat și cu Musashi. Deci în momentul în care găsești elevul potrivit sau găsești vasul potrivit în care să îți pui învățătura, lucrurile se întâmplă. Ăsta este un lucru important. Al doilea lucru important în relația maestru-elev este ceea ce îi spunem noi mai nou chimia. Adică trebuie să interacționezi, trebuie să tu și cealaltă persoană să vă înțelegeți, să aveți un limbaj comun, să aveți viziuni comune. Degeaba maestru are cunoștințe foarte serioase, elevul are cunoștințe foarte serioase, dar viziunile lor cu privire la viață, să spunem, sunt diferite.
acești oameni nu se vor înțelege, deși din punct de vedere al cunoștințelor ai putea spune că ar fi trebuit să funcționeze, dar nu, nu funcționează pentru că nu există chimie între cei doi. Și atunci, ia de vezi probabil că... Probabil că și empatia este iarăși foarte necesară între cei doi, cumva da, să se înțeleagă. Da, cred că trebuie să, în afară de nivelul spiritual al fiecărui individ, trebuie să fie și o și acești indivizi trebuie să aibă viziuni oarecum similare. Da. Câteodată, dacă maestrul este îndeajuns de iscusit, poate să își tragă elevul, să-l ducă pe cale, dar trebuie să ai cu cine, adică trebuie să ai un elev care să permită chestia asta, să poți să-l aduci pe cale. Ce ar mai fi de menționat este că un maestru în artele marțiale nu se rezumă doar la cel care îți arată o tehnică. Este cel care te îndrumă, este ca un ghid spiritual, este precum degetul care îți arată luna. Da? Deci este un individ care intră profund în, să zic, în viața ta, cu ghilimelele de rigoare, și îți arată cum ar trebui să vezi lucrurile. Acesta este, din punctul meu de vedere, maestru. Dincolo de asta, putem vorbi despre un tehnician. Un tehnician care ți-a dat o anumită tehnică, tu ai învățat, tu ai plecat acasă. Ăsta nu este un maestru, ăsta este doar un tehnician. E ca și cum te duci la facultate, înveți materia respectivă și ai plecat acasă. Nu. Un maestru spiritual este cel care, dincolo de elementele tehnice specifice a artelor marțiale, îți arată calea în viață, te ghidează, te consfătuiește, te ajută efectiv să treci mai ușor peste anumite, peste momente grele, te sfătuiește. Este ca un ghid spiritual. Într-o oarecare măsură ai răspuns la următoarea întrebare pe care vroiam să ți-o adresez. În ce măsură este importantă în calea pe care, să spunem că elevul, discipolul, ucenicul, cum vrem noi să-i spunem, vrea să meargă, cât de important este și partea de practică spirituală? Pentru că atunci când vorbim despre arte marțiale, poate că, sau în general, orice sport care, să spunem că vine din zona aceasta a culturii nipone sau asiatice, foarte multă lume se raportează doar la partea tehnică, indiferent de forma artelor marțiale, de unde provin, cum se dezvoltă, cum evoluează și așa mai departe. Dar dincolo, când mă gândesc la un maestru spiritual și în zona aceasta artelor marțiale, mă gândesc că îți trebuie foarte multă rigoare, îți trebuie foarte multă disciplină interioară, îți trebuie foarte multă organizare. Și atunci probabil că în partea de practică spirituală, un maestru spiritual vine și te învață și aceste aspecte. Pentru cineva care este poate puțin mai haotic, mai dezorganizat, mai dezordonat, vine și aplică sau aplică împreună partea aceasta de rigoare, de a face lucrurile bine, într-un anumit ritm. Da? Mă gândesc la acea rigurozitate matematică, la acea disciplină interioară și la acea parte de organizare, care iarăși este importantă în partea de practică spirituală. Da, așa este. Aici trebuie să diferențiem doi termeni. Întâi și întâi, artă marțială sau budo în japoneză, de bujutsu, adică de tehnica marțială, da? Unde bu este marțialitate, iar do cale sau jutsu tehnică. Când vorbim de budo, atunci arta marțială sau tehnica marțială devine o cale și spirituală. Când vorbim doar de bujutsu, atunci vorbim de o tehnică pur marțială care nu discută de aspecte spirituale direct. Asta ca să stabilim de ce anumite arte marțiale au la sfârșit termenul do, precum aikido sau karate do sau yai do. Pe vremuri, de exemplu, aikido, înainte de Ueshiba, da, de fondatorul artei, se numea aiki jujutsu sau aikijutsu, adică tehnica aiki. Apoi a devenit aikido, calea. Da? Calea presupune, dincolo de practica
tehnicilor și dincolo de practica fizică, presupune o practică o practică spirituală. Foarte mulți maestri au făcut acest lucru. Miyamoto Musashi, chiar și în cartea Gorin Oshō, de care ați vorbit, spune că la un moment dat s-a retras și a început să practice Zen. Da? Iar efectele, sau să zic nu efectele, beneficiile acestei practici s-au văzut, spune el în carte, că undeva la 50 de ani calea s-a unit în mine și din momentul acela, practic, eu am înțeles ce înseamnă arta sabiei. Bine, cuvintele mele sunt un pic adaptate, cei care vor să vadă exact, să citească cartea și găsesc acolo. Dar despre asta este vorba. Adică, dacă nu practici și ceva spiritual, o practică spirituală din artele marțiale împrumutată de regulă din budism sau din shintoism în cazul Japoniei sau din daoism în cazul Chinei, atunci rămâi și practici doar tehnică marțială. Dar cei mai mari maestri din artele marțiale au practicat și o cale spirituală. Adică vorbim de Yagyu Seki Shusai, vorbim de fondatorul școlii Yagyu de sabie, care la sfârșit, spre sfârșitul vieții a devenit călugăr. Miyamoto Musashi, la fel, a practicat zen budism. Nu există un maestru care este o referință, un punct de referință astăzi în artele marțiale din Japonia să nu fi practicat și o metodă spirituală, o cale spirituală. De cele mai multe ori aceste lucruri se întrepătrundeau, adică erau același lucru, însă astăzi oarecum s-au despărțit, nu mai sunt unite. Vrei să practici budism, te duci și practici budism. Vrei să practici aikido, te duci și practici aikido. Pe vremuri nu erau așa. Erau împreună. De exemplu, Musashi se retrage pentru 2 ani de zile în Gorin Oshō. Este o grotă, o peșteră, unde și scrie cartea... se retrage în Reigando. Este o peșteră unde scrie cartea Gorin Oshō în timp ce și practică și meditația. Adică ei îmbinau aceste două aspecte, respectiv aspectul tehnic cu aspectul spiritual. Nu era pur și simplu un antrenament fizic. Era un antrenament fizic, era un antrenament spiritual. Numai așa, împreună puteai să ajungi, să zicem, în vârful sau la un nivel de maestru. Cărțile sunt importante în ceea ce privește partea aceasta de cale spirituală, adică pe lângă partea pur practică, și a invocat puțin mai devreme meditația din budismul zen, pe lângă partea de meditație și învățăturile pe care ni le transmite un maestru spiritual, putem aceste învățături să le luăm și prin intermediul cărților. Și aici, bineînțeles, că fac referire la cartea recomandată la începutul interviului nostru, la Gorin Oshō al lui Miyamoto Musashi. Ce informații ne transmite el în această carte? Nu doar Gorin Oshō este reprezentativ. Toate cărțile maeștrilor autentici sunt izvor de înțelepciune, sunt, cum să zic, sunt precum niște perle prețioase pe care le găsim și le putem accesa atunci când nu avem la îndemână un maestru în fața noastră. Adică dacă nu avem un maestru, atunci cărțile maeștrilor care ajung la noi și de cele mai multe ori ajung mult mai ușor cărțile la noi decât maeștrii, sunt foarte, foarte utile. Da? Pentru că fără acestea, practic, credem că practicăm ceva sau nu avem un punct de referință. Cărțile sunt de cele mai multe ori efectiv puncte de referință. Sunt foarte importante. Nu mă refer doar la Gorin Oshō, care este o lucrare monumentală pentru practicanții de arte marțiale, sabie și practicanții de zen, ci mă refer aici la toate cărțile ce fac conexiuni între artele marțiale și căi spirituale, de exemplu Zen și Calea Artelor Marțiale de Shimaru, este alt titlu. Avem multe exemple de acest gen. Ar trebui un practicant serios de arte marțiale ar trebui să le citească. Da. Heiho Kadensho este altă carte foarte importantă pentru practicanții de sabie. Nu, fără cărți, practic, nu poți discuta de artă marțială, poți să vorbești de tehnică marțială, dar nu de artă marțială.
Da, aș mai face referire, pentru că ai vorbit puțin mai devreme de Shimaru, Taisen de Shimaru, Shoryu Suzuki, iarăși, pe care îi putem considera patriarhi în ceea ce privește practica spirituală și aici mă refer cu precădere la budismul zen, la meditație și la budismul zen. O altă carte extraordinară care îmi vine în minte, Mintea Zen, Mintea Începătorului. Da, și așa sunt este. foarte sunt foarte multe cărți, mai ales în colecția Zen. Zen și viața Zen și cotidiană. Viața Cotidiană este o carte Da. extraordinară pentru cei care practică artele marțiale și în același timp vor să se intre și pe calea spirituală. Este cornerstone, este efectiv foarte, foarte importantă pentru un practicant la începutul căii. Sunt multe cărți în colecția Zen, această colecție minunată din portofoliul editurii Herald. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Sensei Dragoș Chiric. Am vorbit despre calea maestrului spiritual, învățăturile maestrilor spirituali, campania online desfășurată pe site-ul editurii Herald și cu recomandarea de carte, Cartea celor 5 cercuri, Gorinosho, de Miyamoto Musashi, în colecția Zen a editurii Herald, în traducerea Mariei Genescu. Îi mulțumim foarte mult lui Dragoș că a fost alături de noi pentru prețioasele informații. Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci, aveți o zi binecuvântată și lectură plăcută. La revedere!